Dă-i șoc cu motor. Sau un baterii. Bă, da, fuge. Vezi? Serios, chiar fuge, lasă mai ușor. Mi se pare incredibil de ieftin. Apucarea. Oleu. Mamă, ești nebun. Acum îmi place și mai mult mașina. Cât ai scos din YouTube pe un an? Bă, al dracu cu zbava face ăla, bă. Tu în gură. Asta mi se pare că fiind ultimul model, e modelul poți să faci să facă ca capra. Bine, am regăsit la un nou car vlog. De această dată avem un invitat foarte, foarte special. Îi mulțumim lui Andy pentru că ne onorează această prezență astăzi. Vreau să văd ce reacție are la această Tesla, care este cea mai ieftină Tesla. Nu are nicio dotare pusă pe ea și o să avem o discuție destul de frumoasă, zic eu. Nu uitați acolo pe butonul de like și să vă abonați. Îi mulțumim cu atât de prezență și haideți să dăm drumul la vlog. Înainte să vă zic prețul, vreau să spuneți acolo în comentarii, pentru că astăzi o să vă zic prețul la mașina asta, spuneți acolo în comentarii ce preț credeți că are mașina. Spuneți repede acolo în comentarii înainte să vă spun. Eu zic că este un preț bun. Tu ce părere ai? Că tu deja știi prețul. Dă-i șoc cu motor. Sau un baterii. Bă, da, fuge. Vezi? Serios, chiar fuge, lasă-mă mai ușor. Chiar fuge, nu mă așteptam, jur. Pe cuvântul meu, știi ce nu mă așteptam? Pentru că modelul performance, știu că fuge. Mm-hmm. Iar asta mă gândeam că nu fuge, dar văd că de 400 cai, da? Spre 500, așa fuge, da. Adică bine, la viteza asta, serios, și mi se pare că la mașina asta poți să-i cumperi un acceleration boost. Poți nu, efectiv, din păcate nu pot, asta? Nu, la long range, din păcate. A, la long range. Dar astea sunt mici diferențe care, mie oricum, e ok. Mașina asta face în 5,4 secunde, din câte am citit eu. Cât, range? Cât are range-ul maxim? Ia să are acum 312 la cât e bine că avem camera asta aici, că poți să iei de aici, vezi, face, mm-hmm. Să vadă oamenii ce facem noi aici. Distanță, nu, distanță. Că am pus 312, cum are la, cum, la 100. De unde ai pus? Da, aici, a, de aici, da, aici, da, mișto, da. Eu n-am chestia asta. A, da? Da, îmi place chestia asta, trebuie să mă duc în meniu și să-i dau. A, da? Da, deci 312 cu baterie, cu baterie cât? Are 55 de kW, da, 74%. Doar 55 de kW, da, e modul în care, ea acum nu prea, eu pot să fac mai mult de atâta, știi, în mod oraș și toate astea. Ea în felul în care am mers eu și am mers destul de agresiv, nu, trebuie să dai pe procent. Aha, gata. Asta e o chestie, la prețul ăsta are autopilot, are absolut orice. Efectiv are autopilotul, nu, ca minus, ce nu are, n-are summon, nu știu dacă tu ai summon. Da. Nu, ai summon? Am, da. Summon, se parchează, nu se parchează singură, în loc de... Summon. Mhm, summon, da. Okay, mie, aici. Ai folosit așa de des? Nu prea cred că l-ai folosit așa de des, mai mult de Caterinca, nu? Da. Păi de ce să folosești summon de Caterinca? Dar nu o să chem, adică e doar de Caterinca. Da, mai zic unii așa că, da mă, dar folosești că ești la mall, că nu știu ce, că îl chem cu mașina să nu știu ce. Vrăjeală, poate mm-hmm. viitor. Eu mă așteptam să nu mai am reacție așa cine știe ce, că eu te știu cu mașini performante și nu știu ce, dar zici și tu la prețul cât costă mașina asta și faptul că până acum, de când am luat, am 1300 de km, am mers pe gratis. N-am băgat absolut niciun ban în ea. Serios? De ce? Ai încărcat-o la supercharger? Da, la supercharger. Am făcut un drum până la mare, l-am întors, la fel am făcut și o escapadă până la mănăstirea Sfântul Andrei, care merge mai mult practic, și n-am avut nicio emoție. La întoarcere am mers cu 140 ceva așa, la întoarcere, știi? De adică cât timp ai carnet? De asta, dacă tu nu știi, care și ai văzut lămâile acolo, am carnetul de 3-4 luni, aproape 4 luni. Uh-huh. Și multă lume mă știe deja că conduc destul de bine și toate astea, pentru că eu mă joc foarte mult pe simulatoare. Da? Da, mă joc pe PC la simulatoare. Da, fuge. Nu prea sunt, eu așa să dau, mai ales când sunt cu oameni necunoscuți, să le dau tare, de obicei cu prietenii așa să le văd reacția și nu știu ce. E prima dată când mă văd de față-față cu Andy și vă dați seama că trebuie să durezi un pic până mă dezmăr și un pic. Deci, cât a fost mașina asta? Mașina asta a fost 33.500. Ok? 33.500 și hai să vă explic. De la Tesla România. Din Promenada? Nu, acum asta și-am mutat sediul și este aici, exact. A, da, și de aici ai luat-o? Da, de aici am luat-o. Și unde ai plătit-o? Unde am plătit-o? Uh-huh. La bancă. La bancă, la... În contul lor, practic. Contul lor. Da. Și ideea e că minusul care a fost e că eu am fost printre primii care au comandat-o. Din păcate nu am încadrat pentru lotul de septembrie, că din septembrie am început. Care era avantajul? Că aveam mașina mai repede și profitam mai mult de supercharger. Știi? Bă, oricum, supercharger-le astea nu o să fie în continuare prea mult gratis. Și dai seama că voiam cât mai repede mașina, pentru că am așteptat 6 luni după mașina asta, închipuiți. 6 luni. 6 luni am așteptat după mașina asta. Da, meritat.
Da, clar. Știi că ce nu înțeleg oamenii? Creierul nostru este adaptat să vadă alb-negru și atunci ei se gândesc orică e bună mașina, orică nu e bună. Ei nu se gândesc, nu, creierul nostru nu este adaptat să vadă nuanțele. Și ca să vezi nuanțele înseamnă să te gândești că această mașină este potrivită pentru unii și nepotrivită pentru alții. Și tu trebuie să alegi dacă e potrivită pentru tine sau nu. Pentru tine sunt convins că e potrivită pentru că văd că pe tine că ești mulțumit. Yes. Dar pentru alții poate nu e potrivită. Poate alții vor să-și iau un Mustang sau altceva. Da, dar corect. Întotdeauna trebuie să nu încerci să-i convingi pe alții de aceea ce ți se potrivește ție ca mașină. Da? Acum aș fi putut să-ți arăt un pic cum se dă de spate, dar... că se fuge, fuge. Adică dacă accelerezi, se fuge de spate, știi? O să vezi tu când o să conduci, că o să o conducă și Andy la întoarcere. 33.000 de euro mi se pare incredibil de ieftină. Da, incredibil de ieftină, nu? Efectiv, poți să mergi, își scoate banii, adică efectiv e un clip foarte bun. O să voiam să fac un clip dedicat legat de asta și o să fac un clip în care să vă povestesc exact de ce am luat mașina asta. O să fac în viitor. Dar cât e ajutorul de la stat? Deci ajutorul de la stat este 45.000 de lei pentru mașină electrică. Și eu am mai dat și o rablă. Mi-am luat o mașină, efectiv am luat-o special pentru asta, am luat un Matiz care a fost pomină și caterincă și super mișto. Cât ai dat pe el? 2000 de lei. Și cât ai scutit? Cât am, de la, mașina costă, dacă o dai la rabla clasic, 7500 de faci lei. De pe aia. Da, 7500 de lei. Deci profit 7500 minus 2000. Exact. 5500. Exact. Deci ai scutit 10.000 de euro. 10.500 chiar. Da, exact, exact. Mișto. Și crede-mă că Matizul ăla și-a scos banii, n-ai idee cât de ce intact era mașina aia. Nu a avut niciun accident la cum arăta. Era modificată de ăla, adică proprietarul care a făcut-o, efectiv a avut grijă de ea, a bibilit-o foarte bine, a venit cu totul deja pe ea, cu ITP, cu rovinietă, cu... N-a trebuit să bag niciun ban în ea și a fost pe mișto. Și ce trebuie să facă o mașină ca să se califice pentru rabla? Trebuie să ai fiscal, e destul de complicat, ideea că trebuie să aibă actele în regulă de la cine ei, știi? Uh-huh. Trebuie să aibă cu fiscal, trebuie să fie și pe nume. Și cât de veche să fie? Cât de veche? Păi, să spun, cred că 8 ani, nu știu exact câți ani trebuia, dar Matizul, dai seama că se încadra. Aveam un radio și cu jack. Bam, băgam în telefon, că eu am jack la telefon, noroc, încă am S10+, și ascultam muzică frumos de pe telefon. Vorbeam din Matiz, efectiv asta era cea mai caterincă chestie, că în Matiz ajungeam să vorbesc. Și ai putea să vizi mașina asta în profit, să știi. Știu. Chiar peste un an am voie să o vând teoretic, practic, și de așa ce? Este. Pentru că statul nu te lasă să vinzi decât după un an mașina. A, da? Da. Da. Dacă ai luat-o cu ajutor să nu faci speculă. Da, da, da. Păi te duceai în Germania, o vindeai pe asta, bombă, ești nebun. Spre exemplu, bulgarii, poate nu știai asta, ei nu au niciun ajutor de la stat. Da. Și de obicei, dacă vrea un cumpărător să-și cumpere o Tesla, bine, acum cred că au și ei reprezentanță, că au băgat și supercharger și nu știu ce, ei oricum nu au bonusul respectiv. Adică dacă aș vrea să vând mașina asta peste un an, pot să dau mai scump la un bulgar, care e aici aproape. Merge de făcut-o pe mirați. Da, da, da. Oricum, mașina asta... Da, da. Băi, deci chiar sunt surprins, crede-mă, pe cuvântul meu că sunt surprins că ți iei mașina asta la 33.000 de euro. Da, mie îmi place enorm, sincer. Chiar îmi place mașina. Chiar îți place, nu? Mhm. Gen... Nu mă așteptam să mă obișnuiesc așa de repede, să mă obișnuiesc foarte ușor. Eu vin de pe manual, am condus doar manual, îmi place manualul. Eu voiam să am manuală. Poți să te uiți pe Netflix, practic poți să te uiți la toate astea. Toy box, ai boombox, ai emissions, ai... Asta le-am și eu, da. Da, exact, toate astea le are. Și trage doar spatele, da? Da. Uh-huh. Acum era și un pic în urcare. Dar e ok pentru cât costă. Da, măi. Mamă, cum se aud bateriile. Asta mi se pare că fiind ultimul model, e modelul poți să faci să facă ca da. Capra. Cum? Te-am arătat boombox. Nu are a ta? Nu. Ah, nu are boxa aia în față. Știu. Au încercat mult să facă retrofit și e mai complicat. În principal e cateringa când stai la stop și efectiv ești primul sau ceva, se uită toți oamenii catering că nu mai înțeleg nimic. Da. E super mișto, dar poți să bagi jocuri, să arăți niște sunete imediat când ajungem să ne oprim. Toate la fel, camerele pe partea asta arată exact la fel. Exact la fel. Ia, asta e o chestie nouă la 2021. Asta neagră? Da, asta neagră. Venea cu crom. Uite, hai să-ți arăt. Aici vine cu dublu geam. Aha. Pentru o insonizare mult mai bună și se simte diferența, așa zis. Efectiv, la prețul ăsta vine cu toate modificările alea de 2021, știi? Șmecheria, știi care e? Șmecheria e că e ajutor de la stat. Ești primul om care îmi conduce mașina. Da? Da. Toți kilometrii ăștia nici măcar tatăl meu n-a apucat să o conducă înaintea ta. Asta e cel mai amuzant lucru. Are profilul setat aici totul, dar nu a făcut încă niciun drive la ea. De ce?
Nu am apucat, efectiv, am ținut-o eu pe mână, nu mi-a cerut și nu a fost ocazia și aia apucarea. Oleu, mamă, ești nebun, nu pot să cred cum se simte mașina asta. Întreata se simte altfel. Trebuie să știi să-i dai. Da, trebuie să stai așa un pic cu regenerator la, nu? Da, uite aici îți arată da. Cât de mult se încarcă, știi? Da. Mamă, dar cum se simte, ești nebun? Pă bune. Nu mă așteptam. Mi-au zis niște prieteni, vezi că s-ar putea să se simtă mult mai forță în dreapta. La volan nu e aceeași senzație. Dacă n-aș fi luat modelul ăsta, aș fi luat un long range. Și zic și de ce. Cât e diferența de preț? Între long range și ăsta, cam vreo 9.000. Mai e ceva. 9.000. Și cât e diferența de kilometri? De kilometri? De ce stare 50 de kilowatts? 50 de kilometri, da, 150 de kilometri, cred că ceva de genul. Deci asta are 55 de kilowatts. Da. Și long range-ul? Nu știu să zic exact numere. Poate 75. 75. Performance-ul are 75. A, și păi cred că are genul ce are, cred că aceeași baterie. Ideea e că nu aș fi luat performance pentru că este foarte rigid. Am condus un performance la test drive. Nu a fost prima dată când am cumpărat acum mașina și am condus o Tesla. Am condus și la test drive o Tesla Model 3 performance. Mi-a venit rău, efectiv. Am dat de câte ori așa, nu știu ce, și când m-am coborât, mă durea capul. 3, 2, 1 și... 100! Mă! Mă, zici că eram un furăchiuloți pe mine. Zici că-s furăchiuloți. Da, ai impresia că nu o să ajungi să faci 100 până acolo, știi? Nu, dar ai impresia că rămâi acolo, dar mergi totuși înainte. O altă chestie. Wow. Ce se simte bine, nu? Este recomandat la bateriile astea, bine și cu noile baterii, LFP, care este recomandat să fie încărcate o dată pe săptămână la 100%. Da? Uite o diferență. Poate la tine nu e așa. Vezi? Nu apare pe daily trip, apare direct 100%. Adică e ok dacă încarci la 100%. Nu, ce ciudat, nu știam. Nu afectează atât de mult. Da? Da. E alt tip de baterie, da? Da. LFP, litium, fosfit, ceva de genul. Fuge, a? Da, mă, deci... Acum îmi place și mai mult mașina. E forță mașina. Pă bune, acum îmi place și mai mult. Andy Popescu approved. Pă bune. Cât ai scos din YouTube pe un an? Pe un an. Bine, eu nu, mie nu-mi place să am secrete, știi? Da, nu e de secrete, dar tot oamenii după aia sunt videoși, ia? Exact. Bă, al dracu, câți bani face ăla, bă, tână în gură. Și altceva, cum ai făcut bani? Ce, cum am făcut bani eu? Uh-huh. Strângi, pur și simplu. Eu strâng bani de când sunt mic. Foarte tare, știi? Și la fel eram. De când sunt mic strâng bani pentru o mașină, să-mi iau o mașină. Nu mă așteptam niciodată. Înseamnă că și părinții tăi sunt foarte chipziți cu bani. Da, exact. Și am învățat la maică mea. Da. Păi bune, deci știi cât contează. Nu sunt om care poartă firmă, nu sunt... Dar știi cât de mult contează chestia asta? Și de ce? Pentru că te ajută să îți realizezi obiective pe termen lung. Și am exemple de alți oameni care părinților au fost la fel cu banii, ei mei acum aveau banii cheltuiau și nu reușesc să strângă bani pentru chestii. Adică te ajută foarte mult chestia asta, să știi. Faptul că ești așa și că poți să fii așa, pentru că și alții ar vrea să fie așa, dar ei nu poate să se abțină dacă au bani să nu-i cheltuie. Da. Știi, adică tu ai noroc că simți chestia asta și eu la fel și eu am noroc chestia asta, că poate astăzi nu mai aveam Lamborghini. Serios să spun. Adică asta este o abilitate să te păstrezi pentru o plăcere ulterior mai mare. Pleasure delayer, știi? Mm-hmm. E cam așa, exact asta, exact. Zici foarte bine. Cum activezi pilotul automat? De două ori în jos. Nu așa la mine e altfel. Nu, la mine e altfel. Mamă, nici ai nu știam asta. Da. E cu buton? Ai o clapetă aici mică, ca la Mercedes, știi? Te-ai mai condus un Model 3, că pare așa da. Că... Da. Dar n-am prea activat autopilotul, nu? Ba da, am uitat că l-am avut... L-am avut pe... Pe la roșu de la Drive Tesla. Dacă mă crezi, e singura mașină care era pe Instagram-ul meu. A tot la fel, am vorbit cu ei, am făcut un test drive cu mașina, am pus pe Instagram. Cine ar fi crezut că după 2 ani o să ajung să am mașina? Vezi? Deci ești o inspirație pe bună pentru mulți. Poți să fii o inspirație. Uite frate că are 18 ani și a reușit. Bravo. Să nu te dai bătut, să întotdeauna să-ți urmărești visele, știi? Pentru că vine o grămadă care sunt invidioși pe tine
și caută să te dar ce să te abată. Să înțeleagă lumea este că nu a fost ușor deloc și încă este greu și crede-mă că asta e, asta e că timpul, nu e ușor, știi. Eu gândește că sunt clasa 12-a. Am bac nebunii și și ce zic colegii când te duci cu Tesla? Ce zic colegii? Păi au început și profesorii să mă întrebe asta, că da? Am parcat acolo la parcare de profesori și am început și profesorii să mă întrebe. Cât costă? Cum de, de nu știu ce? Bam, bă, tu ești ăla cu Tesla? Nici nu știam de unde, bă, știe că eram eu ăla care avea Tesla. Nu știu cum aveva, s-a vorbit de nu știu ce. Dar cum ai ajuns să faci vizualizări pe internet? Cum am ajuns să fac vizionări? Vizualizări chiar pe internet, da. Vizionări pe internet. Sau vizualizări? Eu sunt pe, cu gaming-ul, practic. A, gaming. Ce nu știu. Ce mă joc? GTA. Deci să vedem cum face capul. A, uite, ești pe parc, da? Da. Dă-i pe parc, bam. Uite, hai că spun, la cucara ce fie. Nu, nu, nu. Poți să dai preview. Uite. Deci și cealaltă, cu vaca. Vaca? A, asta îți place mult vaca, da. La rața, e slăbuța asta. Și uite asta. Cu DJ-ul mie place. Mie DJ-ul place cel mai mult, că e ciuna ca drinkă. Poți să-i pui tu orice vrei. Cu capra. Îți place capra. Ce marfă e mașina? Mă gândesc să-mi iau și totuși una. O ce? Da, asta așa, știi. Mă rest standard aici? Da. Pentru nevastă. Da. Sincer, de mașina asta nu pierzi bani, e o investiție da, super bună. Dar oare cât durează acum să, să-ți vină o mașină? În februarie o ai. Pe bune, așa repede? Da, acum da, că au început livrările, na. În februarie o ai, dacă e de-aia acum, comandă. Mie mi-a plăcut mașina extraordinar de mult, nu mă așteptam să-mi plac atât de mult și mi-a plăcut foarte mult prețul. Prețul, da. Adică, uite, altă Tesla. Mm-hmm. Asta e performance, cred. A, e Model S. Îl cunoști, nu? Da. Are nevoie de un adaptor. A, știu, știu, știu. Că n-are adaptor. Ca să încarci la superchargere, nu? Da. Și am zis că îi dau adaptor, dar s-ar putea să are nevoie și de software. Și cât a dat pe ea? Mm. 120.000. 120.000? Păi atâta e. Model S? Da. Mai nou, așa. Și dar nu e Model S-ul nou, nou, nu? E 2020, nu e 2021. A, nu e ăla cu interiorul ăla mișto? Cu... Vedem acum ce interior e. Salut! Crezi că... Salut. Cât crezi că e Tesla asta? Am văzut la tine pe story. Da? Da. Îți vine să crezi că e așa ieftină? Nu, și e și 2021, nu? Da. Că văd astea negre, gen. Deci asta a fost 100... Cât ai dat? 120 am dat. 120, mi se pare prohibitiv de, de mult. Da. A, și tu ești începător? Da. Nu-mi place deloc lemnul ăsta, dar asta e chestie de gust. Lemnul? Da, mie îmi place carbonul. L-ai văzut? Carbonul le știi cum arată, nu? Am văzut, dar și carbonul. Ia că nici n-am văzut, nu poți să fie deschis-o? Cei care îți place mai mult? Da, și tu ai tot lemn, văd. Dar da. Alt fel de lemn. Mm-hmm. E mai puțin deschis decât ăsta. Am discutat cu proprietarul Model S-ului și dacă facem multe like-uri la clipul ăsta, o să facem o comparație între Model S-ul de 120.000 de euro și Model 3-ul meu la prețul pe care deja îl știți. Puneți acolo în comentarii, poate mai facem un vlog pe viitor, dacă mai e o ocazie să mai fie ceva interesant să facem, mai facem poate, da? Sigur. Mersi mult că ai venit încă o dată și ne auzim data viitoare, neapărat dați acolo butonul de like, că trebuie să dați acolo și butonul. Și jurați-mă în comentarii că o să citesc toate comentariile.